Nu știu dacă e el. Personalul autoverșul. Ce s-a spus el? Nu răspunde. Nu răspunde, el este, pare, chiar am apăsat. Asta vă gheate? Căldură. Tak, treceți? Nu avem nevoie urgent, că avem copii mici și nu avem de mult. Căldura a dictat sachetă, dar noi nu avem de ani de zile. Eu știu, o să zic, sachetă și la mine tot așa voздух. Ieși și nu mergi, eu plătesc. Căldură nu e. Gata. Dar este să zic, nici pe aici, mai degrab, pe tura să dai pe pat. Pe ce să zic. Ce puteam să urcăm? Mama, speri, știi? Urcat, nu spate urcat, vă știu, nimeni să te urcă. Ia, da, stai. Domnul, ce este cu cadourul? De cine este cu mâna cadoura? Ia, dar ce știu cu cadourul? Tot blocul este cu mâna. Dar cine de ce sunt de ușa? Foarte. Cum? Cine de ce simte de partea să nu întrebare? Cine? Dar pe carantină e tot țara, înțelegi, nu dă voie la nimeni. Dar pe fonul a fost carantină două luni în primăvară. Nu, dar spune la prietări, ce spune eu, m-a fost să ieșit. Și de două ori. Și de atunci, din primăvară, nu permite la oameni să intre? Da, au fost odată și a patminili și a pe urmă iar, că nu s-au ridicat la 1300 de găieri. Un toc. Un toc, toc. Un coaie. Loco. Dacă nici să ieși, nu poți. Acum să fie incendiu aici, ești blocat. Oamenii poate să moară aici în hol, pentru că e blocată ușa. Ea, наверное, вернусь к претору и спрошу, что за херня. Вы можете ждать здесь. Олег Брега, sunt de la Curaj TV. Vreau să știu de ce se încuie ușa la pretură și la procuratură și la alte instituții care sunt aici. Noi suntem acum în pandemie. Da, da, înțelegeți că e periculos. Ia uitați-vă cum se încuie ușa. Dacă se întâmplă cu tremur, incendiu, explozii, ceva, toți suntem blocați la ușă. Domnul Ia uitați-vă, nu poate deschide, nu funcționează telecomanda. Domnul Da. Dumneavoastră, dacă aveți nevoie să vă duci sau la aceeași pretură, sau la aceeași procuratură, sau la protecția copilului care este la noi, pe ușă din partea de afară sunt toate telefoanele. Dumneavoastră, nu numai că să intrați în pretură. Ați sunat... Dar dacă au intrat totuși femeile, am intrat, iată, la procuratură, la cancelare, da, și se întâmplă ceva, și vă deschide și... Vedeți că se blochează telecomanda și depinde de factorul uman. Pe el îl apucă inima, îl apucă stomacul, se blochează ușa și... Nu știu și că la puc inima și nimeni până acum nu a avut nicio întrebare, Da, până când o să se întâmple și după aceea o să regrezi. Cum nu o să se întâmple? Se întâmplă doar incendii, explozii, cu tremuri. Care în perioada pandemiei, care nu se permite accesul, nu se mai întâmple, hai să nu vorbim ca să se întâmple sau nu știu ce. De asta dacă aveți nevoie, unde aveți nevoie? La procuratură? Am fost. M-a rezolvat, dar nu înțeleg de ce sunt cu ușa. Fiindcă nu îți permite accesul persoanelor în instituții. Iată, totuși mi s-a permis, am intrat la cancelare. Nu puteți să-mi interziceți accesul la justiție, de exemplu. Dar păi nu vă interzice nimeni. Păi... Pentru asta sunt și toate telefoanele afișate, sunați, iese procurorul. Dar păi am intrat și am făcut cerere pentru asta. Și cerere poți să depuneți acolo, în partea cum a scos pretura, fix același lucru și procuratura, poți pui o lădiță și poftim toate cererile acolo. Care e problema? Sau dacă nu, sunt toate adresele, poștele electronice, online, poftim. Da, Tatiana Manova nu are acces nici la e-mail, nimic nu știe. De unde e poștă e-mail pentru așa persoană, de exemplu? Iată, dumneavoastră a intrat, este telefon, dumnealui sună dacă trebuie, dacă ești telefonul, s-a coborât persoana, eu explicat. Și ușa e încuietă, asta e periculos, cu ușa e încuietă. Domnule, puteți să-mi spuneți cum vă numiți și ce funcție aveți? Șef secție locativ comunal din cadrul Preturii Botanică, Vasile Mărân. Ce o să faceți cu femeile cele care se plângeau de căldură? Acum să sun administrator. Dar el zic că e cronică problema de ani de zile. Acum și de ce spun? El mi-a dat, ne-am luat toate. Dar n-ați știut până acum de cazul ăsta? Dar de cât timp mai avem probleme, mă rog. Dar de cât timp sunteți în funcție? Este la timp. La primul sezon din încălzire sau? Și n-ați știut de anul trecut. Anume pe casa asta? Pe adresa asta n-ați știut. Pe casa asta nu. Mai sunt probleme care, mă rog, trebuie dat aer, drumul aer din sistemă, colare sau... Mă rog. Procuratura nici nu va să ne-i... Să-i transmiteți prietorului... Să-i transmiteți prietorului că e periculos în cuieț ușa. Mă duc să întreb și pompieri și situația de urgență. Iată, acum vreau să ies și încuiet.
Da. Все, все дескис. Ах, че се интерзис? Так, чар же бюро электорал, что такое акцесу лимитат. Да. Вайли статуэста. Так что, когда сделаете документы,